Ați văzut zilele trecute confruntarea dintre ea și părinți, mai exact dintre ea și mama, pentru că mama este are probleme grave cu alcoolul, concubinul de asemenea, surorile tale luate la centru de plasament din Pașcani. O să-ți arăt, Lucian, cine este mama în 30 de secunde și o să-ți arăt concubinul cine este în 30 de secunde ca să-ți faci o impresie. Da. Și vorbim și cu primarul de acolo, din comună, pentru că întrebarea e ce trebuie să se întâmple cu asemenea familii, pentru că sunt convins că nu sunt singurile în România, nu? Da, și mi-ntrebui, totuși comunitatea aia n-a făcut nimic atâția ani. Adică vecinii? Vecini, preot, învățător, primar. Păi, există primar. Oameni plătiți să se ocupe de bunul mers al comunității, să fie umani, să facă ceva atunci când oamenii suferă. Nu să fie umani, au obligația. Da, sunt plătiți. Absolut. Ei bine, pentru că am vrut să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat cu familia aceasta, am stat de vorbă și cu oameni din comuna Răducăneni, oameni care au fost practic martori la calvarul celor 8 surori, iar unul dintre cei care ne-a făcut dezvăluire este chiar primarul satului. Priviți! Primarul din sat știe cel mai bine situația surorilor maltratate de mama alcoolică și de concubinul ei. A monitorizat cazul mai bine de 10 ani, timp în care, din nefericire pentru fete, a concluzionat că bietele surori trăiau în iad. Astfel că protecția copilului a fost sesizată să intervină. Sunt cunoscuți ca mari consumatori de băuturi alcoolice, chiar ceva ereditar. Inițial, având o vârstă mai mică, vă dați seama și presiunea asupra copiilor a fost mai mică. În măsură ce au crescut, de către concubii au fost obligați să meargă să cerșească, să aducă bani pentru a-și procura bani de băutură și asta. În 2013, personal am fost sesizat de o vecină și m-am deplasat personal la locuința lor. Nu situația lor m-a îngrijorat pe mine, faptul cum trăiau copiii. În aceeași cameră, într-o singură cameră, toți copiii, erau toate patru fete, pe două pătucuri acolo, fum de la sobă. V-ați avut grijă de ei așa cum trebuia? Eu cred că am avut, doamne. Nu cred că nu am avut grijă de ei. Au fost atâția, doamne. Situația fetelor, în schimb, pare să fie mult mai gravă decât a fost expusă până acum. Se zvonește că cea mai mare dintre surorile din centrul de plasament ar fi fost abuzată acum 2 ani. Inițial, toată vina ar fi căzut chiar pe polițistul satului. Situația nu a fost însă confirmată nici până în ziua de astăzi. Există informații că una dintre fetițe ar fi fost supusă unui abuz fizic, abuz sexual, de către un agent de poliție. Nu. Nu este adevărat, nu s-a verificat lucrul ăsta. Să știți, chiar eu inițial n-am auzit de agent de poliție, eu am auzit chiar cineva din sat de acolo prima dată și m-am verificat. Nu este adevărat. S-au făcut cercetări, dar asta da, a fost da, un da, zvon da, sau... Nu, chiar au fost cercetări și pe zona, pe linia poliției. A venit de la Iași, dar nu, sub nicio formă. Știați doar cum vecin? Eu inițial în sat așa am auzit cum vecin, deci de agent absolut deloc nu. Poliția nu a mers la locuința lor decât numai însoțiții de asistență socială, de câte ori am făcut anchetă, pentru că la fiecare anchetă socială care se făcea, deveneau agresivi amândoi, și mama, și concubinul, ne lăsând să permită accesul în locuință sau în așa zisă gospodăria lor. Unul dintre vecini are în schimb altă variantă prin care confirmă într-un fel sau altul abuzul. Însă nici acesta, nici mama fetelor nu dau vina pe polițistul satului. Ia se duce. Voia ei. Fata aia? Da. Care în plasament, ia se duce. De bună voie. Se ducea cu băieții? Da. De bună voie. Și-a fost și cu un polițist? Asta nu pot spune, nu știu. Nu de polițist, ai, nu. De niște băieți. Din sat. Da, s-au dus cu cineva, au dus-o și au stat vreo 3 zile, eu nu știu nimic de ea. Până au fugit ea de acolo și au venit acasă. Și ce v-a zis? Ce s-a întâmplat? S-a dovedit că a fost adevărat sau că fata a stat că așa au vrut? Da, e în cercetare ca să-i caute, că îi plecați prin Italia, îi plecați prin, până vin încoace, nu ne poate spune nici. Câți băieți? Vreo 3. Fata câți ani avea? 16 ani. Mai bine că fetele au fost luate din familie. Nu, mai bine. Și ea poate așteaptă să iei înapoi să primească iar ajutorul și ala, dar nu-i speranță să ia înapoi. Adică cât tot la fel face. Trează, ați văzut-o vreodată pe mama asta? Nu prea. Deci dimineața? Nu prea. Cât se mai duce pe la fermi, prin țară, pe la punță, cu degeu, struguri, toamna, cu care prindea cu... Nu ierta niciunul. Nu zice că nu. Nu,
eu nu am adus bărbați să mă vadă copiii cu bărbați pe acasă. Dar dacă e, cred că nu i-a mers mintea acum, nu știu. Are nervi pe mine că eu trăiesc cu concubinul meu. E vrea să-l scoată numai decât de aici și atât. L-am văzut ceva mai devreme la interviu, la începutul interviului pe primar, care spunea că știa situația. O să încercăm să intrăm cu dumnealui și în direct, domnul Ieremia Mihai. Răspundeți, domnule, la telefon să vorbim și să încercăm să avem așa un dialog în seara asta, pentru că așa ni se pare normal. Dar mie ce mi se pare incredibil e că toată povestea asta anul trecut oarecum a mai căpătat așa un sens când au venit protecția copilului să le ia pe surorile tale. Dar sunt deja foarte mari, adică aveau 17 ani, spui că era cea mai mare care la centru de plasament, deci avea 16 ani, iar cea mai mică avea 10 ani. Da. Adică până 10 ani, 11 ani, 12 ani, 15 ani. Ce a spus primarul, că la început nu erau așa grave situațiile, că erau copii mici. Noroc că s-au făcut mari ca să le am... E oribil ce spune. Trebuia din capul locului să vadă cu cine are de-a face, să vadă că este obețivă, că nu poate să-și aduce copii și să ia de când erau mititei. Nu să-i lase să chinuie în halul ăsta. Dar mă rog, asta e bine, că măcar în al 12-lea ceas a făcut și primarul ceva. Îl așteptăm la telefon cu noi pe domnul Ieremia Mihai. Dacă ați arătat cazul. Ar fi minunat să vină, dar nu cred. De ce crezi? Nu-și mai asumă oameni așa? Adică, domnul, da, sunt primar aici, vreau să vorbesc, uite cum stau lucrurile. Domnul Mihai, răspundeți, domnule, că de asta v-au ales oamenii acolo. Vă închideți telefonul acum, ce e? Parcă... Nu, de asta cred că l-au ales oamenii. S-a descurcat să ia votul de la oameni fără discernământ, câteodată și fără avere. Nu, poate răspunde domnul Ieremia Mihai și sper că să vină acum, dar eu știu să vină să vorbească, dar nu despre asta e vorba. Povestea aici este de o comunitate complet inexistentă, complet destructurată. Oamenii ăștia, unul nu știe de altul, unuia nu-i pasă de altul. Asta este îngrozitor. Da, asta se întâmplă în mai multe state din România. Dar nu asistenții sociali. Ba deci, da, într-un preotul, sat, într-un sat, într-un sat normal, oamenii, vecinii vin să te ajute. Sau... Nu în ziua de azi, s-a terminat asta. Da, e adevărat, o fi citit eu prea multe povești. Dar eu mă aștept ca totuși cineva să se simtă responsabil față de semenul lui. Și ăsta ar fi trebuit să fie odată, ar trebui să fie părintele, pentru că părintele care cheamă la predică ar trebui să învețe pe oameni, de preot. Ar trebui să aibă o educație spirituală oamenii ăștia. Știu că poate că pentru unii e greu, că nu înțeleg, nu pricep, dar poate că se găsesc cuvinte mai simple prin care să le spună. Hai să-ți povestesc ceva, Lucian, fac o paranteză. Deci că primul lucru ar trebui preotul. Corespondenții noștri eu care au fost astăzi da. Acolo, astăzi e o sărbătoare mare, da? Sfinții Împărați Constantin și Elena este înălțarea. La mulți ani, am auzit că mulțumesc mult de tot, este înălțarea, iar colegii noștri au vrut să vorbească cu preotul. Și nu s-a ținut slujba azi la biserică acolo. Ah, ok, deci era ocupat, da. Ca să, adică, bun, ok. Înțeleg. Preotul, deci cam primarul... toată lumea în satul ăsta a abdicat de la responsabilitatea lui. Satul ăsta ar trebui desființat, că nu mai are rost să mai ai nici... Dar tu-ți dai seama că sunt multe sate în România de genul știu, acesta. Din păcate sunt foarte multe în situația asta și din păcate nici de la nivel central lucrurile nu se înțeleg foarte bine ce se întâmplă acolo. Ceea ce facem noi de 20 și ceva de ani este să aruncăm bani înspre problema asta. Aruncăm cu bani în speranța că va trece și în timpul ăsta oamenii învață să trăiască din ce în ce mai prost, fac din ce în ce mai mulți copii și problema în loc să se simplifice, se agravează. Pentru că ăștia 8 copii care termină, câți au terminat liceul dintre surorile? Niciuna. Cât au terminat liceul? Doar sora care e în Italia, Cosmina. Ceilalți merg undeva la școală? Merg în Pașcan. Acum, de când au fost luați la centrul acum de plasament. Acum au început să meargă la școală și ai speranța că vor învăța să facă ceva util ca să nu fie nevoit să cerșească de la stat sau de la alții, nu? Da, din câte știu, note... Bun, învăță bine, da, și sper să meargă mai departe. Dar au trecut în calvarul ăsta până acum. Da. Cum vezi, se i-a luat foarte târziu de la părinți. Cum vezi să te salvezi dintr-un iad ca ăsta? Cine ar fi trebuit să vă ajute pe voi acum 4 sau 5 sau 6 ani? Sau 10 ani? Cine putea să vă ajute în satul ăla? Nu prea este mai nimeni. Pe primarul, asistentul social, doamna, preotul, cu, vorbesc îi spun cu fetița. Eu ajut de unde să știe săraca, păi, cine trebuia. Să știe. Da, de unde ea să a fost știe. Acolo, Lucian. Noi n-am fost. Asistența social, păi, probabil aș trebui să... Și au venit la voi, au vorbit cu voi, v-au întrebat ceva? Au venit de foarte multe ori, au venit chiar și când trăia tata, dar doar au vorbit și au plecat. Și asta a fost tot. Și vă mai dădeau câte ceva, mi-închipui. Da, da. Mai aduceau câte... Ajutoare. Da. În rest, absolut nimic. Așa, în rest, absolut nimic. Bun. Din sat, vecinii?
Când vă băteau părinții, vecinii, ce făceau? Că-mi închipui că da, se mai și auza câteodată. Sunt câteva vecini care ne-au ajutat, care de fapt l-au ajutat foarte mult pe surorile mele în timp ce eram în Italia. Se duceau și le mai dădeau să mănânce, le îmbrăcau. Care la un moment dat mama spune că acele vecine le țineau slugi. A fost părintele care, ați vorbit mai devreme. V-a ajutat? Da, ne-a ajutat foarte mult. Ne chema la biserică pentru că în ogradă mama l-a alungat și nu putea să intre. De ce l-a alungat? Nu primea. Nu. Îi făcea morală? Lăsa pe preot? Da. Îi făcea morală? Da, i-a făcut morală de câteva ori și l-a alungat și atunci nu am mai avut cum să intre. Crezi că era bine dacă acum, eu știu, 5, 6, 7 ani, cineva intervenea mai în forță, una dintre autoritățile astea și voi plecați de acasă? Da, a fost mai mult mai bine. Ai dat vina pe cineva acum? Da, aș da vina pe autorități și în a doilea rând pe mama, pentru că dacă ea n-ar fi fost așa, nu s-ar fi ajuns așa. Ți-am zis că pe mama nu trebuie să dai vină. Iar pe mama, Lucian, vreau să-ți prezint acum într-un minut ca să-ți faci și o impresie. E greu, dar totuși e bine. Nu dai vina, vina că cea mai vinovată este mama. Când faci copii, ai obligații. Cum să nu dea vina? Ba da, dar să nu judece și să nu urască. Dar cum să nu fie vinovată? Haideți să vedeți pe mama Cristine. Doamne, nu trebuie să o tragem pe ea la răspundere. Spui că fetele mint. O, tași! Dai drum! V-ați bătut joc de dânsele. Tași! E adevărat că s-a schimbat totul aici în casă de când a apărut dumnealui în familie? Da, s-a schimbat. Nu s-a schimbat nimic. Și-a bătut joc de surorile mele. Nu e asta, zic. S-a schimbat în rău, practic. În rău. Da? Ce-o crezi tu? Tu ai fost în Italia. Tu nu ai fost aici. Și nu știi nimic. De ce minți? Când ai aruncat lui Mădălina cu bărdița? Și s-a dus la doctor, s-a dus la poliție și a venit poliția. De ce mințiți? Când ați aruncat cu sapa după dânsa? Și ce-o fac poliția dacă nu era adevărat? Nu era adevărat? De ce mințiți? Da. Auzi, dacă aruncă... Stai, ulea. De ce mințiți? A fost la doctor, a fost la primărie, a fost la poliție. Dacă... Eu am fost. Stai, ulea, că când mă zăpășești. Cu Mădălina, eu am fost. Dacă arunca cu bărdița după ele. Ai aruncat-o matul cu sapa când eram eu în România și a venit la minții până am oxigenată. Și cum să-i pui? Și acum minți și aici minți? Cum să-i pui apă? Tu ești bolnavă și ai stat în soare toată ziua. Eu m-am dus să mănânc și o leagă și nici acolo n-am reușit să mănânc. Că a venit domnul aici. Și tu ai venit acum să mă... Spui adevărul. Îți dă o săptămână bolnavă, întreabă-le. Da? Asta n-ai fi bolnavă dacă n-ai bea într-una. Tu ești vinovat, în toată povestea tu ești. Da, tu una. Ai venit acasă. Dar nu eram eu mamă ca să le dau exemplu, să le învăț. Minți până aici. Mamă, de ce minți?